În condițiile în care numărul îmbolnăvirilor și al deceselor provocate de COVID-19 continuă să crească, autoritățile au menținut mai multe restricții. Astfel, este interzisă aflarea în parcuri sau păduri în grupuri mai mari de 3 persoane. De asemenea, oamenii sunt îndemnați să evite aglomerația și să iasă din case doar în caz de necesitate. Totodată, cetățenii sunt obligați să poarte măști în transportul public și în spațiile închise. Restricțiile se regăsesc inclusiv în ultima decizie a Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică din 12 iunie. Așadar, până în 30 iunie este interzisă aflarea în locurile publice a grupurilor mai mari de 3 persoane, iar respectarea distanței sociale de cel puțin un metru este obligatorie. Totodată, rămân închise și terenurile de joacă, cele sportive și zonele de agrement. De asemenea, persoanele în vârstă de peste 63 de ani au voie să iasă din case doar în caz de necesitate. În ceea ce privește accesul în transportul public, în spațiile închise și în locurile aglomerate, acesta este permis doar cu purtarea măștii. Până la sfârșitul lunii rămân închise taberele de copii și centrele de reabilitare, inclusiv sanatoriile. Persoanele fizice care nu se vor conforma măsurilor de prevenire a răspândirii noului coronavirus riscă amenzi de până la 25.000 de lei. Autoritățile atenționează că sistemul medical este în prag de colaps, iar echipa Publica TV vă îndeamnă să fiți responsabili și să respectați regulile pentru a vă proteja atât pe dumneavoastră cât și pe cei din jur.